Povestea lăcrimioarelor. Au fost odată, ca niciodată, un rege și o regină care au avut doi copii, o fată și un băiat. Erau amândoi foarte frumoși și cu minți, iar părinții îi iubeau precum lumina ochilor. Într-o zi însă aveau să conducă regatul. Copilașii însă nu se gândeau la răspunderea pe care o vor avea ei odată. Ei alergau cât era ziulica de lungă în grădina palatului, culegeau flori, cântau și se jucau veseli. Dar iată că într-o zi toată această veselie luă sfârșit. Fetița se îmbolnăvi și niciun doctor, vraci sau învățat nu-i găsi vreun leac. Slăbea de la o zi la alta și părinții parcă se stingeau deodată cu dânsa. Dar mai trist dintre toți era fratele, cel care își pierduse surioara cea dragă și prietena de joc. El se duse în grădină și lăsă să-i cadă lacrimi mari și amare. Dar ce să vezi? O minune! Lacrimile sale, sincere, de copilaș, se transformară în niște floricele albe, delicate și frumoase. Așa au luat naștere lăcrămioarele, care în scurt timp împânziră grădina palatului. Văzând florile acelea delicate și parfumate, Doica adună un buchet mare și punându-l într-o vază, îl duse în camera copilei. Parfumul lor o trezi pe fetiță din somn și, deschizând ochii, întrebă: "De unde sunt florile? Cine le-a adus? Nu avem în grădină asemenea flori. Când mă jucam pe acolo, nu le-am văzut. Cum se numesc? Seamănă cu niște lacrimi cirate pe o tulpină." "Sunt lăcrimioare," spuse fratele ei, intrând în odaie. "Și sunt lacrimile mele, fiindcă nu ne mai jucăm împreună." Dragi copii, începând de atunci, fetița s-a vindecat, iar cei doi frați s-au bucurat în continuare de copilăria lor. Noapte bună!